Copilul tău are probleme de greutate și în ultima vreme se plânge de oboseală? Este mereu capricios și îți faci griji că nu se odihnește cum trebuie? Sunt dr. Alina Voicu de la Clinica de Nutriție pentru Copii și Adolescenți Kilo Stop Junior și te invit să urmărești acest video în care voi vorbi despre acizi grași omega-3, semnele deficitului, beneficiile pentru sănătate și cum reușim să ne luăm cantitatea zilnică necesară din alimente. Apropo, dacă încă nu te-ai abonat la canalul nostru, fă asta acum și dă click pe clopoțel pentru cele mai noi informații medicale și cele mai bune și sănătoase rețete pentru copii și adolescenți. Înainte să începem, ce sunt acizii grași omega-3? Ei mai sunt numiți acizi grași esențiali pentru că nu pot fi sintetizați în organismul uman. Deci pentru a putea avea în permanență în corp cantitatea necesară, trebuie să includem în dieta noastră alimente cu un conținut important de omega-3. Iar când acest lucru nu e posibil, putem apela cu încredere la suplimente. Din punct de vedere biochimic, acizii omega-3 au o structură care le permite ca la temperatura camerei să fie în stare lichidă, motiv pentru care ei se găsesc în uleiuri, fie ele vegetale sau de pește. Din același motiv, grăsimile solide precum untura, untul, uleiul de palmier sunt sărace în omega-3. Cei mai importanți reprezentanți ai clasei omega-3 sunt ALA, EPA și DHP, ultimul fiind și cel mai important pentru dezvoltarea copilului mic, incluzând aici și femeile care alăptează. Foarte important să nu uităm, sursele vegetale de omega-3 nu conțin EPA și DHA, acesta fiind motivul pentru care sunt preferate mai degrabă sursele animale, cu atât mai mult pentru copii. Care sunt semnele deficitului de omega-3? Pielea poate fi uscată sau rugoasă, cu keratoză pilară, sau cum se mai spune în popor, pielea de găină. Părul poate avea un aspect nesănătos, poate fi fără luciu, fără volum, fragil, cu mătreață, iar unghiile sunt moi și se rup ușor. Tulburări de atenție, memorie și putere mică de concentrare. Semnele de deficit de acizi grași sunt foarte des întâlnite la copiii cu ADHD, dislexie sau tulburări de spectru autist și au fost de asemenea întâlnite și la băieții cu tulburări de comportament și de învățare, cu sau fără diagnostic de ADHD și sunt corelate cu severitatea diverselor caracteristici ale dislexiei la adult. Tulburări de somn. Adormirea după miezul nopții și trezirea cu greu în cursul dimineții. O treime din viață ne petrecem dormind, așa că este foarte important să avem un somn de calitate, cu atât mai mult pentru copii. Un orar dezordonat de somn poate să afecteze în timp creșterea și să producă dezechilibre metabolice prin secreția dereglată de cortizol. Tulburările emoționale. Depresie, anxietate, schimbările bruște de dispoziție. Copilul este capricios și trece cu ușurință de la o stare la alta, dă din râs în plâns și invers. De asemenea, pot apărea și probleme de vedere, precum vederea slabă pe timp de noapte, sensibilitatea la lumină puternică, vederea încețoșată la citit, ochi uscați sau semne de atopie, astm, eczeme, dermatită atopică, care sunt din ce în ce mai frecvente la copii în ultimii ani. Vreau să țineți minte că un stil de viață dezordonat și o alimentație nesănătoasă nu înseamnă doar deficit de omega-3, ci și de alte vitamine și micronutrienți importanți care pot contribui la simptomele despre care v-am vorbit mai devreme. Și chiar dacă alimentele superprocesate conțin o cantitate mare de grăsimi, ele au mai degrabă grăsimi rele și puțin spre deloc din grăsimile bune, adică acizi grași esențiali și vitamine liposolubile de tip A, D, K și E. Dacă v-a plăcut până aici și tu și copilul tău vă confruntați cu probleme asemănătoare, lasă-ne un coment și povestește-ne experiența voastră. Împreună construim o comunitate pentru copii voioși și sănătoși. Care sunt beneficiile consumului de omega-3? După ce lumea modernă a observat că populațiile de eschimoși suferă mai puțin de boli cardiovasculare comparativ cu populațiile vestice, toți s-au întrebat de ce. Iar amănuntul care face diferența este consumul regulat de pește gras. Omega-3 joacă un rol important în sănătatea metabolică și cardiovasculară la orice vârstă. În circulație previn apariția cheagurilor prin subțierea sângelui și sunt folosiți în corpul uman drept materie primă pentru sinteza de factori antiinflamatori, precum prostaglandinele. La nivelul sistemului nervos, ei contribuie la dezvoltarea creierului, la modelarea comportamentului și a stării de dispoziție. Ce spun studiile? Un aport suficient de omega-3 din dietă în sarcină scade riscul de autism și alte tulburări neuropsihice, precum ADHD sau schizofrenie, la făt. Studii efectuate pe grupuri de copii obezi care asociază forme severe de astm au arătat o ameliorare a simptomatologiei post-administrare de omega-3, cel mai probabil prin scăderea inflamației sistemice. Suplimentarea cu omega-3 poate ameliora steatoza și funcția hepatică, având potențialul de a trata boala ficatului gras la copii.
este cunoscut și efectul de scădere al trigliceridelor din sânge, benefic pentru funcționarea optimă a ficatului și a pancreasului. De asemenea, el crește colesterolul bun, HDL-ul, și prin controlul dislipidemiei, care înseamnă un nivel crescut al grăsimilor din sânge, previne ateroscleroza și participă la o bună funcționare a inimii și a vaselor de sânge. Care este necesarul zilnic și cum reușim să-l luăm din alimentație? Necesarul de omega-3 diferă în funcție de vârsta copilului, pentru că fiecare etapă de creștere are nevoile ei. De aceea, odată cu începerea pubertății în jurul vârstei de 9-13 ani, necesarul pentru fete și băieți este diferit, corpurile lor fiind în schimbare și cu nevoi diferite. Necesarul pentru o zi al copilului mic de până în 3 ani este de 600 de miligrame, al preșcolarilor între 4 și 8 ani de 900 de miligrame, al școlarilor 1200 pentru băieței și 1000 pentru fetițe, iar adolescenții de peste 14 ani necesită 1600 de miligrame dacă sunt băieți și 1100 de miligrame dacă sunt fete, valori care se mențin și în viața de adult. În schimb, în perioada fertilă, femeile pot avea un necesar crescut de până la 1400 de miligrame în sarcină și 1300 de miligrame dacă alăptează. Acest nivel este foarte important atât pentru mamă, cât și pentru sănătatea bebelușului. Iar pentru a atinge necesarul zilnic, este suficient să ținem cont de următoarele sfaturi. Consumă pește cel puțin de 2 ori pe săptămână. Poți include în dietă inclusiv pește la conservă, cum ar fi somonul, sardinele sau tonul în saramură. Adaugă semințe măcinate de in în cerealele de dimineață sau în iaurt. E important să fie măcinate și nu întregi, deoarece sistemul nostru digestiv nu poate digera coaja în maronie, astfel ele vor părăsi corpul în aceeași formă în care au intrat. Pentru gravide se recomandă însă consumul ocazional. Consumă cu încredere nucile românești. Le poți servi ca o gustare de sine stătătoare sau le poți adăuga în salate, cereale sau desertul preferat. Poți servi, de asemenea, boabe de soia sau în păstăi, edamame, ca garnitură. De asemenea, poți adăuga ulei de soia sau rapiță la salate. O omletă simplă, împachetată într-o lipie cu legume, te ajută să iei necesarul zilnic în ziua respectivă. Mai poți alege să consumi produse fortificate cu omega-3. În funcție de disponibilitatea pe piață, puteți găsi lapte, iaurt, pâine sau chiar paste îmbogățite cu omega-3. Înlocuiește un sfert de cană de făină normală cu un sfert de cană de făină din semințe de in în rețetele preferate. Dacă ouăle nu sunt pe gustul tău, le poți înlocui în rețete cu o lingură de semințe măcinate de in și 3 linguri de apă. Care sunt legumele și fructele bogate în omega-3? Legumele sunt în principal cele cu frunze verzi și unele leguminoase. De exemplu, cruciferele, varza, broccoli, varza de Bruxelles și conopida. Salata verde, spanacul, algele marine, edamame, soia boabe sau tofu, fasolea boabe sau germenii din grâu și ovăz. În categoria fructe care conțin omega-3 se înscriu următoarele în ordinea conținutului, astfel nucile ocupă primul loc. Apoi urmează semințele de chia, in, avocado, fructele de pădure precum afinele, murele și merișorul și dovleacul. O sursă bună reprezintă și uleiurile din nucile și semințele de mai sus, uleiul de in, de soia, de rapiță, care se pot folosi la salate și gătit. De departe, cea mai bună sursă de omega-3 este cea animală din peștele gras, urmată de peștele alb și fructele de mare. Câteva exemple de pește gras. Somon, macrou, herring, sardine, păstrăv, pește alb, cod, halibut, ton alb și fructe de mare, precum creveți, crab și scoici. Ce ne facem dacă nu consumăm suficiente alimente care sunt surse de omega-3? Deși este ideal să ne luăm acizii omega-3 direct din hrană, există cazuri când acest lucru nu este posibil. Spre exemplu, veganii care nu își pot aduce toate tipurile de acizi omega-3 din surse vegetale. În cazul acesta, se recomandă suplimentarea cu extracte din surse naturale, precum uleiul de ficat de pește sau de cod, uleiul de krill, uleiul de pește și concentratele de acizi omega-3. Dacă v-au plăcut sfaturile mele, urmăriți și următorul video pentru și mai multe informații utile despre un stil de viață sănătos. Iar dacă vă doriți un program personalizat de nutriție pentru copilul dumneavoastră, vă așteptăm pe site-ul nostru și în clinica Kilostop Junior. Pentru că împreună creștem o generație suplă și sănătoasă.